Bine v-am găsit la Semn de Carte. Sunt Bogdan Papacostea. Discutăm astăzi despre probabil cea mai luminoasă figură a psihoterapiei contemporane. E vorba despre Viktor Frankl. Viktor Frankl este întemeitorul celei de-a treia mari școli de psihoterapie vieneză după Sigmund Freud și Alfred Adler. Școala de logoterapie a lui Viktor Frankl are în centru sensul. Viktor Frankl a avut intuiții în privința sensului din copilărie, dar aceste intuiții i s-au cristalizat și au devenit convingeri și apoi sistem filozofic, dacă vreți, atunci când a fost închis în lagăr, pentru că, da, a reușit să scape din oroarea unui lagăr nazist, unde a fost închis vreme de 3 ani. De altfel, scriitura plină de optimism a lui Viktor Frankl s-ar putea să vă amintească de Jurnalul Fericirii a lui Nicolae Steinhardt. Așa că, dacă ați citit Jurnalul Fericirii, o să găsiți aceeași atmosferă bună, hrănitoare și în volumul Omul în căutarea sensului vieții, apărut la noi la editura Veland. Viktor Frankl așadar pune în centrul filozofiei sale sensul și spune că omul este singura făptură care are nevoie de sens pentru a funcționa corect. În absența sensului ne îmbolnăvim și nu ne este bine. În momentul în care găsim un sens în existență, e bine, atunci totul se ordonează în jurul acestui scop sau în jurul sensului și noi suntem ființe funcționale și chiar sănătoase. Așadar, perspectiva lui Viktor Frankl este una foarte optimistă, una pozitivă, deși ei putea crede că ar trebui să fie invers după ce a avut experiența lagărului nazist. Nu, Viktor Frankl, o spun din nou, este una din figurile luminoase ale psihoterapiei contemporane și este unul din cei care au influențat curentul existențialist în psihoterapie, respectiv pe Carl Rogers și pe Irvin Yalom. În volumul pe care vi-l prezint, Viktor Frankl evocă foarte multe întâmplări din lagăr și le evocă exact în direcția amintită. Vorba despre sens și despre semnificația pe care reușim să o dăm faptelor noastre. Viktor Frankl vorbește însă și despre o importantă boală contemporană, e vorba despre vidul existențial și o să vă citesc imediat. Experimentarea vidului existențial este un fenomen foarte răspândit în secolul 21. E de înțeles în măsura în care se datorează unei duble pierderi cu care omul a trebuit să se confrunte după ce a devenit cu adevărat ființă umană. La începutul istoriei umane, omul a pierdut câteva dintre instinctele primare esențiale pe care se bazează comportamentul animal și pe care orice animal se poate baza. Omul a pierdut pentru totdeauna această garanție paradiziacă. Omul trebuie să ia decizii. Pe lângă asta, omul a suferit o pierdere și în evoluția recentă, odată cu disiparea accelerată a tradițiilor pe care se sprijinea comportamentul său. Niciun instinct nu-i mai spune ce are de făcut și nicio tradiție nu-i mai spune ce ar trebui să facă, iar uneori nu știe nici măcar ce ar dori să facă. Din această cauză își dorește să facă ce vede că fac alți oameni, e vorba despre conformism, sau face ce doresc alții să facă, e vorba despre totalitarism. O cercetare recentă a arătat că 25% dintre studenții mei europeni prezintă într-o măsură sau alta simptomele vidului existențial. În rândul studenților americani, procentul nu era de 25%, ci de 60%. Vidul existențial se manifestă în principal printr-o stare de plictiseală. Acum îl înțelegem pe Schopenhauer când afirma că omenirea pare condamnată să ezite etern între două extreme, suferința și plictiseala. Datele ne arată că plictiseala cauzează și aduce în fața psihiatrului mai multe probleme decât suferința. Pe măsură ce automatizarea muncii va avansa și muncitorul mediu va avea mai mult timp liber, aceste probleme vor deveni tot mai decisive. Partea proastă a automatizării muncii e că mulți oameni nu vor ști ce să facă cu și mai mult timp liber și asta pare desigur o exagerare, dar Viktor Frankl ne lămurește mai departe. Să ne gândim de exemplu la nevroza de duminică, tipul de depresie care îi afectează pe cei ce odată cu încheierea agitației de peste săptămână, conștientizează lipsa de conținut a vieților și vidul interior devine manifest. Nu puține sunt cazurile de suicid care pot fi explicate de acest vid existențial. Fenomenele globale ale depresiei, agresivității și adicției nu pot fi înțelese fără recunoașterea vidului existențial din care pornesc. Același lucru este valabil în cazul crizei vârstei de pensionare sau al îmbătrânirii. Mai mult, vidul existențial poate să apară sub multe măști și închipuiri.
Uneori voința de sens frustrată este compensată prin voință de putere, inclusiv a celei mai primitive forme de putere, acumularea banilor. Alteori, locul unei voințe de sens frustrate este luat de voința de plăcere. De aceea, frustrarea existențială duce atât de des la o compensare de natură sexuală. În cazurile acestea, putem observa cum vidul existențial favorizează o rapacitate a libidoului sexual. Un proces similar are loc în cazurile de nevroză. Există câteva tipuri de mecanisme de răspuns și de structuri în cerc vicios despre care vom discuta. Cazurile de nevroză arată cum simptomatologia continuă să înflorească și după ce a pătruns în vidul existențial. Nevroza acestor pacienți nu este de natură noogenă. Totuși, nu vom reuși niciodată să-l ajutăm pe pacient să-și depășească tulburarea dacă nu adăugăm metodelor de psihoterapie și abordarea logoterapeutică. Umplerea vidului existențial îl ferește pe pacient de viitoare căderi. De aceea, logoterapia nu este recomandată doar în cazurile de nevroză noogenă, așa cum am spus mai sus, ci și în cazurile psihogene, ba chiar și în cele somatogene. Privind din perspectiva asta, declarația făcută cândva de Magda Arnold este complet justificată. Orice terapie trebuie să fie pe undeva, nu contează cât de puțin și o logoterapie. Așadar, este vorba aici despre sensul vieții și felul în care aflarea unui sens reușește să ne ordoneze existența în așa fel încât să nu dăm în nevroze sau chiar în psihoze. Volumul lui Viktor Frankl este, deci, o carte, aș spune mai degrabă, de filozofie, mai mult decât una de psihoterapie, dar este o carte în care am putea chiar să găsim un sens sau una care să ne vorbească poate un pic despre căutarea sensului vieții pentru fiecare dintre noi. Viktor Frankl, Omul în căutarea sensului vieții, un volum apărut la Veland, un volum necesar, aș spune, în condițiile în care lumea contemporană nu reușește să ne prea ofere nici tradiții, dar nici sens. Cele bune și nu uitați, citiți că nu vă face rău!